la ceas de seară, un mini vlog din ograda noastră. Avem cozonac făcut de mama, copiii sunați de mama și duși la plimbare, iar noi mergem la o scurtă plimbărică cu o felie de cozonac. Deci îmi plouă în gură, nu mai pot! Ia să-mi spuneți în comentarii dacă știți ce plantucă este asta. Vă dau un indiciu. Se face ceai din ea. Aici avem salata Bio-Off, care se execută după cum se apreciază. Găinușa noastră rugană ne-a surprins din nou cu un ouleț verde, albăstrui, așa. Aici se profită de ultimile raze de soare. Se relaxează domnița. O, campion, ce faci? Pe unde ai umblat? Cum vine seara, apar și tu pe acasă. În rest, nimic. Ce? Aoleu! Wow! Wow, wow, wow! Acrobatule! Frumos apune soarele la noi în grădină. Ce frumoase sunt! Trebuie legate iar. Și grădina toată. Puțin atenție! A ieșit fasolea. Fideluță. N-am cuvinte să explic situația aceasta de aici. A ieșit și mazărea pe care am pus-o undeva pe aici. Rândurile astea sunt cu mazăre, iar da, vecinii mai fac și chestii. De ce nu? Dar asta e altceva. O, ce frumoase sunt răsadurile. Ocupa Ștefănuță până acum să ude grădina și să o lase pregătite. Da! Pregătită. Da, acum vin să le ud eu. Trebuie să ud și florile. Și uitați-vă la dânsa cât de minunată am florit. Deci, picături de apă pe minunățile astea. Nici nu vă spun cum miroase aici, că nu se poate, nu se poate. Doamnele și domnișoarele, doamnele și domnișoarele, se pare că intră la culcare. Așa, puțin câte puțin, domnul le face chemarea. Ea este arucana noastră albă care ne dă ouțe albastre. Minunata asta de aici. Noapte bună, noapte bună! Cură mică și de livadă, unde sunt urmărită de pisoi, deci nu se poate și da, eu prezentabilă în halatul meu cum trebuie. Adică când e puțin răcoare, am luat hălățelul pe mine și am ieșit afară. Ce fain, am florit mărarul ăsta aici în ghiveci și aici avem un pat înalt cu căpșunele clasice, dar care sunt foarte, foarte înalte și fac niște căpșuni super, super mari. Ela, frumoasă! O dați gașca zurli. Am venit să ud plântuțele ca să nu moară. Ăstea mai aveau puțin și să uscau aici. Bă, bună, aia tu și uita bine fără al cetară. Ia uite ce mi-am luat. Ce te-ai luat? Uite. Să văd. Ce papuși ți-ai luat? Wow! Deci am pus în ghivecelul ăsta un plic cu chestii anti-țânțari și a răsărit asta. Eu n-am nici cea mai mică idee ce poate să fie. Ce e asta? Vă aștept în comentarii. Că nu știu. Tălnare, stare, nu nimic. Și cam atât pentru această după-amiază de familie, că e întrunire acolo. Ne vedem, ne auzim și mâine. Uai, dar cum îmi stă părul, ce minunăție! Ne vedem și ne auzim și mâine, dacă așa vrea bunuțul. Să aveți o seară liniștitoare, o seară binecuvântată. V-am pupat cu un pahar de apă.